Da. Câteva minute trecute peste 9 vă aflați pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Și vă mulțumesc tare mult. Ați fost activ și în weekend, v-ați abonat, ați dat de știre și altora și iată că ceea ce vorbim noi aici are din ce în ce mai multe relevanță. Mulțumesc frumos pentru like-uri, mulțumesc frumos pentru că sunteți alături de mine, pentru că voi scrieți comentarii și eu vă răspund atunci când am timp la ele. Vă mulțumesc pe unde sunteți, la muncă. A, ce să facem luni, nici iarba nu crește. Eventual, dacă mai ai ceva rămas din weekend, trebuie să mai facem câte ceva. Nu putem sta numai tot la mare. Ați fost la mare, la Marea Românească acum în weekend? La Mamaia? Dacă ați fost, felicitări, înseamnă că sunteți oameni cu bani. 2500 de euro cazarea pe un weekend la Mamaia, la Mamaia noastră românească, reinventată acum după 90, 2500 de euro, pe la banii ăștia, un zălăuan cinstit îți aduce un motoruț bun de 1.8 din Germania, neumblat, cu kilometrajul ok, 2500 de euro, hai de mine. Și lumea zicea, dar ce să facem? Sunt prețurile un pic mai mari față de anul trecut. Dar ne simțim bine. Pe normal, când ai 2500 de euro pe un weekend, ți-e și rușine să zici că a fost situația nașpa. Dar să știți că au fost nu la Mamaia, pe litoralul românesc, câteva zeci de mii de români. Asta înseamnă că ținem la țară, suntem patrioți și, de al doilea rând, înseamnă că nu ni s-au terminat banii. Încă n-a venit criza. E foarte bine. Și Mamaia, oricum, să revin, și-o permite tot omul de rând. Stațiunea Mamaia, tot omul de rând și-o permite, chiar dacă e 2500 de euro pe lună, omul de rând, cum ar fi Nuțu Cămătaru. Nuțu Cămătaru a fost și el în weekend pe plaja de la Mamaia, ca un om modest, și-a văzut de ale lui, nu și-a luat cu el Camila, nu și-a luat urși panda, nu și-a luat lei, dragonii. S-a uitat el după tigroaice, după pume, după... Da, deci un om de condiție medie își permite. De unde bani? Păi e mai greu cu banii, mai ales că lor a arestat și pe falsificatorul ăla celebru. Ați aflat, nu? Cel mai bun falsificator de bani din istoria României. Iarăși nu ne oprim din produs genii, iarăși materia cenușie ne funcționează. Ăsta falsifica numai bancnote de 100. Îi plăcea culoarea, îi plăcea caragiale. Te încurci cu bagnote de 5 lei, de 10 lei direct, la 100 de lei, caragiale. Cred că și caragiale râdea de el când îl vedea cum le falsifică bagnotele cu atâta pasiune. Dar trebuia să-l lase să falsifice în continuare, că și așa nu sunt bani destui, și așa nu putem mări pensiile și dubla alocațiile, că n-avem bani. Păi pe falsificatorul ăsta să-l ia consilierul Orban. Domnul Orban, câte miliarde doriți, pac! O imprimantă, că omul lucra ieftin, o imprimantă, niște cerneală și dacă aveți ceva poze mai recente cu caragiale ăsta, ca să... Nu, că cel care face bani în România, care îi tipărește, domnul Isărescu. Manole din dosarele securității, nu-i așa, că a fost turnător. Păi cine turna Isărescu? Scrie în dosare, nu inventăm noi. Păi aia săracii care n-aveau ce mânca și... care nu aveau căldură în case. Pe ăștia îi turna Isărescu înainte de 89. Și a ajuns Dita mai șeful băncii, un element de stabilitate în România. Manole. Dar cu Ana ce ai avut? Măcar să ne dea niște bani acum să-l iertăm. Că poate instanța îl iartă până la urmă. Chiar dacă e turnător dovedit, nu, ce face? Să scrie într-un partid. Așa e la modă, să scrie într-un partid. În toamnă se alege deputat sau senator, primește imunitate și după aia, dacă e cazul, îi se mai dă cu un pic de mir și gata. Scapă, domnule, dar ce alții nu sunt în situația lui? Scapă. Și partide se fac, să știți, acum, din ce-o picat din partea dreaptă a politicii, dar și din stânga, nu prea contează, deci din picăturile astea s-a făcut un partid. Condus de cine? De Cataramă, mă. De Cataramă. Și are consilier pe Monica Pop și pe Andrei Marga. Cu Monica Pop îți de acord să fie consilierul lui Cataramă, că și așa are el privirea aia mai ciudată, mai ales când îi se pune o întrebare la al cărei răspuns trebuie să se și gândească. Și cum Monica Pop e mare oftalmolog, poate îl pune pe calea cea dreaptă. Dar vorba aia pe profesor Andrei Marga, pe distinsul filozof Andrei Marga. Acum nu.
după ce ai fost obișnuit o viață întreagă cu funcții, cu șefii, cu... te lipești de cine poți. Dacă nu te înscrii în PSD, cum face și Ionuț Dolănescu. S-a întors din America, marele rapsod Ionuț Dolănescu, și s-a înscris în PSD Dâmbovița. O să candideze și la alegeri. Păi, tradiția asta e din familie. Între anii 2000 și 2004 și taică s-o fie iertat. Ion Dolănescu a fost în PRM cu Irina Loghi. Știți când a fost Irina Loghi întrebată despre Razdac? Care e faza cu Razdacul? Păi dacă a făcut o prostie, să-l bage la închisoare, a zis Irina Loghin. Măi, măi. Da, trebuie să avem rapsozi în politică, nu numai guriși, nu numai... Și clasa politică trebuie primenită. Nu vedeți că Rareș Bogdan se laudă că e în top 5 încredere la români. Orban e un pic sub el. Frumos zis, Rareș, mulțumim. Decât să zică despre șeful lui de partid că e un pic sub masă, e un pic sub el în sondaje. Totuși românii continuă să aibă mai mare încredere în pompieri și în izmene decât în Rareș Bogdan și batistuțile lui, dar, mă rog, e și asta o manevră de politică sau o manevră prin care să rămâi în top. 2500 de euro pentru un weekend la mam aia, nu chiar că nior aia. Dom'le, vorba românească, suntem prea săraci, prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine. 60 de lei un șezlong, o targă de aia mărâtă să stai acolo la soare, 60 de lei, un baldachin 200. Păi așa că toți am fost fătați pe lumea asta, iertați expresia, direct în baldachin. Acolo să stăm ca șeicii. Ai, 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 țara arde și babele se piaptănă. 60 de lei un șezlong. Ca să șezi long sau să șezi lat. Eu și mai mulți amici nu ne-am luat șezlong weekendul ce-o trecut. Am zis că mai bine să șezi blând decât să șezi long, mai bine șezi blând. Am ieșit un pic la iarbă verde, într-un loc cu pădure, cu un pic de apă. Să auzim așa cum susură carnea pe grătar, un pic de liniște spirituală. Am pregătit și spectacolul de joi asta, joi 2, data de 2 iulie, da, la București. Mergem, ăsta e paradox ardelenesc, merg în București, merg împreună cu colegii în București să spargem gheața. Toma, un ardelean sparge gheața în București, în iulie, să avem acolo un spectacol frumos, la care iarăși vă invit și sper că o să veniți, că știți ce pierdeți. Dan Diaconescu zicea că dacă nu vă uitați la emisiune, nici nu știți ce pierdeți. Dar acum știți ce pierdeți, că e spectacol bun, cu glume bune, Unguru Bulan, Costi, celebru DJ Shiver, va fi și el open acting, va deschide seara evenimentului. Bancuri frumoase, Molcome, titlul spectacolului, Molcom. Adică nu mai mergeți atâta la mol să spargeți banii, veniți la Com, Edi Ardelenească, pe Splaiul Unirii 225. L-om găsi, plec de marți să găsim locația, că paci în Cluj te mai descurci. Mai găsești o ciumăfaie, un mănăștur, o dodapili, un gilău, dar în București, Splaiul Unirii 225, pe lângă Dâmbovița, pe undeva, terasa de vară Hop Garden. Acolo vă aștept. Mai sunt bilete, dar grăbiți-vă, pentru că ce-i sigur, e sigur. Să aveți biletul în buzunar și nu-i așa râsetele la dumneavoastră. Că noi venim cu toată dragostea față de public, cu glumele pe care le considerăm noi cele mai nimerite și potrivite. Desigur că și acolo între noi se vor naște noi glume, nici nu le putem gândi de acum, dar în funcție de atmosferă, în funcție de feng shui-ul locației, în funcție de noi și de voi, se vor naște glume noi. Uite că am făcut și o rimă. V-am lăsat că e luni. Nu vă umplu capul cu prostii, că așa le aveți pe ale voastre. Mulțumesc de urmărire. Nu uitați să dați subscribe în continuare, like-uri, comenturi și share pe Facebook la acest... Vin acum! S-a metamorfozat soacră mea în pasăre rară. Mă spionează pe stătăt.
Cu soacra ești mai rău decât drona. Drona te filmează de deasupra, soacra, și din lateral, și din față, și din spate, și de desubt, față, verso. Și mai ales, nici nu știi când apare. Nicu Bendea a fost, mulțumesc frumos, sper să ne vedem și mâine în condiții cât mai bune. Numai bine!